Neața și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi e vineri, dar nu mergem la școală, e ora 8 dimineața, nu mergem la școală pentru că școala e închisă. Ce ai spus mami că e la școală? E ceva teachers, nu știu, ca un training la viitorii profesori, ceva de genul, și-au închis școala, cum au închis-o atunci în octombrie de ziua mea pe 16. Chintei ăștia mici m-au trezit astăzi cam la aceeași oră, pe la 7 fără ceva. Ai dormit bine? De-aia te-ai trezit așa plină de energie? Da. Ai lingerie de pat nouă? Da. Ai, s-a apucat să facă patul de dimineață. De drag. Unicorn. Că e unicorn, da. Și cu prăduți. De dimineața, Dominic. Eu cresc într-un noi, uite ce a aburit geamul, nu știu dacă se vede. Acolo. Și stelinte. Așa. Acum se vede. E super, super frig afară. Ieri a fost un ger. Doamne, deci ziceam că e zăpadă afară. Dacă ieșeam cu ochii închiși afară și simțeam numai temperatura. Deci am închis zăpadă, dar nu e. Lingeria ta ți-am găsit-o pe Amazon. Am găsit un cupon de reducere pentru ea și am luat-o cu 50% reducere. Uite așa, e cu unicori, cu steluțe, cu brăduțe. Foarte frumoasă. Ia uite ce unghi am aici. E o oja pe care am primit-o de la OPI ieri. Una din alte două pe care le-am comandat prinzând reducerea. O să vi le arăt imediat, dar asta e chiar specială, e foarte faină. Asta seamănă mai mult cu aia rujade pe care o avea pe unghii. Deci exact ca aia. O să vă arăt imediat cât e de frumoasă, dar acum nu mai sunt reduceri, din păcate. S-au terminat pe 16. Eu am dat 4 lire pe aia, dar normal e 14. E super, super fain. Care e la fel? Pe sub și deasupra. Asta, da, e la fel. Nu mai are două fețe, ca aia cu LOL. Mi-a zis aseară să arunc lingeria aia cu LOL. Doamne, am dansat în sufletul meu. Știți că nu vezi de acolo popușile alea? Da, și am aruncat lingeria cu LOL. Pa, rămâne asta și trebuie să cumpăr încă una. Am terminat și noi cu micul dejun. Am mâncat niște omletă cu un cărnăcior prăjit și și-a dat mingea peste gar la vecinul. Așa ai făcut? Da. A dat mingea mai sus, s-a dus peste gar. Păi da, eu nu pot să mai iau mama, joacă-te cu asta, Natalia, cum ce să fac? Mamă, deci așa un frig afară și am ieșit în papuci. Trebuia să iau ceva, dar n-am apucat. Haide, joacă bolă pink! Joacă-te cu asta pink alunat, aia de acolo cred că e spartă din spate. Uite gard. Au pus două sau trei panouri, cred că, de gard și mai iau să mai pună ăsta de aici să-l locuiască. Și cred că pe ăla din partea cealaltă trebuie să dăm și solar jos, apropo, și pe ăsta de aici, astea două. Trebuie să mai pun încă trei. A pus unul aici după solar, dar a zis că nu mai răspunde compania aia de unde a luat, din cauza COVID-ului, din cauza că e închis, din cauza că, nu știu, a zis că ne ține la curent, comunicăm. There's purple above green. E Play-Doh, l-am scos din casă, l-am aruncat de pe păturică. Vezi de ce e bine să punem păturica la Play-Doh? Yeah. Am dat chestia asta la o parte de aici, aia de la acolo, ghiveciul la foarte, foarte vechi. L-am dărâmat și acum a rămas liber, așa să punem la vară o masă, ceva. Împărțiți și jucați-vă frumos și apoi intrăm în casă pentru că e super, super frig. Deci ia să băidele pur și simplu dacă le țin așa. Aștept să vină astăzi unul din coletele de la Look Fantastic cu una din paletele Natasha, că mi le-am împărțit în două, practic. A zis că una nu era în stoc și după aia o să o trimită și le-a trimis una după alta și le aștept pe amândouă acum. Și am mai cumpărat ceva, o să vă vorbesc imediat despre asta. Dar momentan a zis să petrec un pic de timp cu copiii, de asta nici nu filmez atât de mult. Impresia că e sâmbătă. And da. There's weekend for me. Este 3 zile de weekend pentru tine. Yeah. Da, ia, dă-i, dă-i minge, uite, te așteaptă Dominic să te joci, uite. Cu te așteaptă acolo. Bravo. I got the purple. Am trecut până la poștă, ați văzut că am avut aici un pachetel, dar nu-l mai am, cu o paletă, să vă spun imediat despre ce paletă e vorba, că am dat-o din colecție. Și am găsit la copic să team acolo să aștept la poștă, gumele astea de șters așa. Sunt super, super simpatici și erau doar orile, uite așa, pinguin cu astea. Mergem acum acasă să le dăm, să șteargă acolo după ce colorează, dacă nu e bine, că îi trebuie Natalie cel puțin. Am ajuns la concluzia că se mai pune de joacă astea, că dacă tot șterg cu ele se strică forma. Doamnele le bagă în mașină, Nati se joacă cu ele într-o formă din aia de, cum le zice, din astea. Am cumpărat din Sainsbury, foarte bune, mince pie, nu știu cum le zice, dar sunt foarte populare aici în Anglia. Mie îmi plac foarte mult, dar nu oricare, mă uit la ingrediente să văd care cum. Și asta de la Sainsbury's, cu o liră jumate, au fost bune. Am aici restul de cafea,
care mi-a rămas cu lapte de migdale bătut. O să vă arăt imediat ce am luat de pe... Mami! Da, mama, de pe Amazon, de la Ikea, mami, să bat să fac spumă așa. Nu stă? Nu! Păi nu stă, că probabil ți-a stricat piciorușele, mama. Am aici o programare la spital pentru mine. Și o să vorbesc imediat despre asta, că sigur vă aduceți aminte de chestia asta de acum un an, cred că exact un an. Nu știu cum s-a făcut ceasul, 11:30. Uite de chestia asta vorbeam, e de la Ikea și zice Milk Frother, cred. O să scriu pe ecran dacă vă interesează să căutați. Eu am găsit pe Amazon pentru că livrau next day, însă pe Ikea era același preț. 5 lire am dat pe el și apeși pe ăsta de aici, merge cu două baterii. Unde ești? Apeși aici și începe să învârtă chestia asta și așa face spumă la lapte. Și am folosit laptele ăsta de migdale de aici. Am căutat să înlocuiesc laptele normal cu lapte de migdale și l-am găsit pe ăsta foarte bun ca ingrediente în Sainsbury's. Mai era unul de la Alpro, însă avea o grămadă de ingrediente pe lângă ce trebuia să aibă și aspartam și așa mai departe și nu mi s-a părut deloc ok. Iar ăsta are numai ce zice aici, migdale, apă filtrată și sare de mare. Uite aici ingredientele. Aici. Dacă vă interesează lapte de migdale să căutați, ăsta e cel mai bun. Nu că e organic, eu nu sunt după chestiile astea organice, însă ăsta ca ingrediente mi s-a părut cel mai bun. Și mai am din el, îmi pun dimineața la cafea, bat înainte cu ăsta și fac spumă și apoi îl vărs peste cafea. Ce-i, Dominic? Să-l bagi? Da. Spârnelul? Uite-l aici. Spârnelul l-am lipit de două ori, s-a rupt până acum. S-a rupt și l-am lipit, e cel mai fain pe care l-am avut vreodată, e gras așa, e solid, e fain. Am pâinița asta de aici să vă arăt, care îmi place foarte mult și am descoperit-o în Sainsbury's. Multi-seed baton, are wheat, rye, oat și sesame. Deasupra are semințe de susan și de mac și în interior are semințe de floarea soarelui și încă vreo două tipuri, dacă nu mă știu. Pâine neagră la mijloc, uite așa arată. Dar e foarte bună, mie îmi place mult de tot și e, cred că 80 de pic, cam așa. E baghetă micuță și am luat-o ieri că era proaspătă și mănânc cam două zile din ea. După care mă duc și iau alta că vine din nou proaspătă. Și e foarte bună, are un gust delicios și vă recomand dacă vreți o pâine nouă să încercați. Mănâncă și el din aia? Ușurel. Ușurel. E cam balam cu vasă. I-am lăsat să se joace așa. A schimbat și sticla de apă. Nu mai folosesc pe aia de plastică. L-ai băgat acolo la șervețele? Ok. Aia de plastic mare pe care am avut-o. Începea să miroase urât. Ridică, hai. Ridică. E acolo, da. Începea să miroase urât și de asta am zis să cumpăr așa, să folosesc câteva zile sticluță din asta, după care o pun și o strâng, o pun la reciclat. Și mi se pare mai bine așa. Asta e Evian, mi se pare cea mai ok. Da. Nu te joci acolo, pune șervețele la loc. După aia când vrem să ne ștergem pe mânuțe, nu mai avem șervețele dacă nu stai aici puse. Gata, hai. Joacă-te cu mașința aia de gunoi pe care ți-am lăsat acolo. Ia șervețele dacă te ajută la ceva. Fă-ți locul. Nu vrei? Ok. Ah, e patul. Și faci ten in the bed? Să sară de acolo? What? Ten in the bed? Să sară din pat? No, there are nine. Ah, nine, ok. Lasă nine, Kimberly. Only nine places. Ok. Și sară din pat? Sar dintr-un loc în altul? They're sleeping. Ah, dorm. Ok, atunci. Vorbesc mai încet ca să nu-i trezesc, bine? Și cana asta cu Winnie. Mami, am găsit-o în Asda, cred. Mami, cu 3 lire, cam așa. Nu mai simt exact prețul, cred că 3 lire pe undeva a fost. Și cu toate personajele din Winnie. Cu Ior, porțelușul și Winnie aici. Și mi-a plăcut foarte mult încăpătoare. Are vreo 350 ca și lichid să intre înăuntru. Și am ales-o pe asta ca să pun cafeaua până la jumătate și după aia spumă până sus. Ca astfel îmi intră amândouă. Dacă nu, cana cealaltă era prea mică și nu intră și spuma de peste. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sunt multe căni la Asda, apropo. Dacă sunteți în căutare de cănuțe de Crăciun, cu motive de Crăciun, cu design de Crăciun, fugeți la Asda că sunt o grămadă de modele băgate acum nou. Uite că acum se vede mai bine lingeria Natalie. Uite așa. Cu unicorn, brăduți, diamante, steluțe. Și-a luat un joc. Snake and Leather, să se joace aici în pat. S-a făcut ceasul 12 ceva. And, așa, and. Și la pernuță, îmi place la lingeria asta că are în exterior. Deci and când s-a terminat perna, are în exterior așa margini din asta. Saturn. Da, e foarte frumoasă. Și îmi place că griul ăsta se asortează cu griul de acolo, deci sunt amândouă cumva. Am pus orchidea la geam, uite acolo. Am pus-o lângă cactus la geam pentru că zicea mama că ea caută lumină aici. Crește într-o parte. Asta, așa. Și am adus aici lângă lumină ca să fie ok. Și trebuie să iau și puiuțul ăsta de la cactus. Am văzut un video pe YouTube
în care se rupe puiuțul de la planta mamă, practic de la cactusul mamă, și se pune în alt ghiveci și o să crească acolo. Așa că avem baby și aici avem unii care cresc mai lent. Ăsta de aici și mi se pare că mai are unul. Da, uite-le aici. Ăsta e cel mai mare. Sunt foarte, foarte fericită că au făcut puiuți și abia aștept să le cumpăr ghivece ca să-i mutăm, să avem mulți, mulți cactuși, că eu iubesc cactuși. Am luat și planta asta din Sainsbury's. Am găsit-o, uite așa se numește. Chamaedorea, nu știu cum să pronunț, e o plantă de interior verde și îmi place foarte mult. Zic că e palmier, așa, știți că mie îmi plac treburile astea cu palmier, cu junglă, cu rainforest. Îmi place foarte mult cum arată și a fost 3,5 lei, dar acum nu prea se mai găsesc, au apărut alea de Crăciun, brăduții naturali și așa mi-e drag că mă duc să miros brăduții, pentru că miros a brad din ăla, cum eram copilărie la mine, doamne, ce frumos. Și am găsit-o pe asta printre ultimele și am cumpărat-o pentru că e foarte faină, se face înaltă, așa, se face mare și abia aștept să crească. Uite, am zis să vă arăt ojele pe care le-am cumpărat tot cu 4 lire când a fost reducerea în ultimele zile. Au adăugat niște nuanțe noi, printre care s-a aflat și asta de aici, crowfish and for a compliment și ca o piersică. Piersică spre portocaliu, dar culmea, deci n-am două nuanțe care sunt identice de aici. Le-am nimerit pe toate diferite. Iar asta de pe unghiile mele se numește Glitzerland, ceva de genul. E pe aici, pe undeva. Am zis că seamănă cu Falling for Milan, dar e un pic diferită, e mult mai sclipicioasă. Falling for Milan e jos aici și asta e Glitzerland de pe unghiile mele. Arată superb, uite așa. Cum să-l țin, mă? Așa. E foarte faină oja și mă bucur mult că le-am găsit reduse. Vă recomand dacă vă plac. Uite genul ăsta, cum e un auriu rece, cumva, dar e foarte sclipicioasă și superbă și elegantă. Mai venit crema asta de la CeraVe, de aici de față, nu știu ce să zic de ea, nu sunt prea încântată, chiar dacă e ieftină așa de ingrediente ok, nu prea mă încântă. Mi-a mai venit Caudalie Beauty Elixir, o să fac un clip să vă arăt ca un fel de haul, produsele care mi-au venit noi de skincare, pentru că mi se pare destul de interesant, sunt produse pe care am început să le testez și mi-adun așa câte o părere pentru voi. Mai am aici un balsam de buze de la Burt's Bees, l-am luat din Sainsbury's și e foarte, foarte hidratant. Nu știu unde scrie ingredientele, aici cred, sau nu, cred că trebuie să dăm aici ca să vedem ingredientele, dar e foarte bun. Miroase frumos a lămâie, cumva și îmi hidratează buzele cât trebuie. Asta mă încântă cel mai tare, apa termală de la Avene, are 300 de ml. E foarte mare și îmi place mai mult asta cu pufulețul pe care l-are, cum spreiază, decât asta de aici de la La Roche-Posay. Îmi place mai mult de la Avene și o să recumpăr de la Avene, aia e goală, de la La Roche-Posay, apropo. Asta îmi place pentru că e mai fin și mai așa, mai larg puful când scoate de aici de la căpăcel. Și îmi place foarte mult. Apa termală a devenit un must pentru mine, adică nu pot să mai stau fără apă termală. Să vă vorbesc tot așa într-un clipuleț. Soothing by Nature, dau cu ea pe răni, dau cu ea pe piele deshidratată, pe piele uscată, iritată și foarte, foarte bună apa termală. Îmi place mult, mult de tot. Bun, mă vedeți pe mine într-un final. Am terminat de aranjat aici rapid la măsuța de machiaj. Dacă e tenul mai închis decât gâtul, asta pentru că am combinat a doua nuanță după nuanța mea de la NARS de Sheer Glow, fondul de ten, și l-am combinat cu un pic din Soft Matte, la care e nuanța mea, Gobi 3. Așa că e undeva la mijloc, însă îmi place la Sheer Glow super mult finisajul pe care l-are și îmi doresc să-l cumpăr variantă mare, nuanța mea, ca să mă dau cu el în fiecare zi, atât îmi place de mult. La ochi am pus Sunset de la Natasha Denona, îmi place mult de tot, Tan Bronze and Glow tot de la Natasha Petten. Am zis așa repede să mă pregătesc, crimel de la Padme Gruaț, sprâncenea Anastasia, și trebuie să o vopsesc pe mama astăzi, eu am renunțat. Am zis că îmi las să crească părul natural, cum îl are Nati, blondul ăla gri, așa. Am zis că las să crească, acum să vedem cât mă ține ideea asta. E undeva la rădăcină, blondul ăla de aia se vede așa. E contrast mare între brunet, între șatenul ăsta închis și blondul de la bază, de aia se vede de parcă n-aș avea păr aici. Însă am destul de mult păr, credeți-mă, bă, chiar îl domolesc câteodată pentru că e prea voluminos. Am hotărât să las părul meu să crească, să văd cum e. Chiar nu mai știu cum îmi stă și acum cu machiajul, cu astea, nu știu, e un proiect curios pentru mine. Să vedem cât mă ține așa, habar nu am. Stare curioasă, aștept încă să vină poșta cu paleta, cred că mini stargine astăzi și mini Zendo apoi, pentru că am zis, mi le-am părțit, a zis că mini Zendo nu era pe stoc, a trimis star la mine mini star, după aia a zis că trimite și mini Zendo și vine una după alta și am zis că am mai pus o comandă, da? Am readus în colecția mea o paletă, o paletă pe care am dat-o, dar pe care o iubesc cu toată inima mea și cu toată ființa mea și când o văd pur și simplu sunt bucuroasă, sufletul meu e bucuros. Desert Dusk. Am zis eu că o aduc din nou dacă prind o reducere ceva. Da, în momentul ăsta Cult Beauty are reducere de 30% la multe palete de la Huda Beauty cel puțin.
Așa că am profitat și am luat-o cu 39 de lire de zardasc. Da. Și cred că mâine ajunge aici la mine, mâine fiind sâmbătă, și am pus comanda aseară. E incredibil că Cult Beauty au procesat super repede comanda, au trimis-o la Hermes și deja e comanda mea la Hermes în drum spre mine, astăzi sau mâine, dacă nu. Deci mi se pare incredibil că n-am plătit livrare, n-am plătit nimic. Desert Dusk se întoarce la mine în colecție. Cred că o să filmez un clip, să compar părerea mea de acum despre ea și cum era acum 3 ani, cred că era la mine, ca să vedem dacă au schimbat ceva în formulă sau nu. Însă nu mă interesează. E din nou la mine în colecție, sunt păcată, sunt fericită și asta e tot ce contează. Și ce am pus acum la poștă este paleta colorată de la Rihanna, de la Fenty. Pastel Frost. Am pus-o la poștă pentru că nu mă mai regăseam în ea. Am pus-o, cred că aseară, la vânzare pe Instagram și mi-a scris o fată super dulce care are și ea canal de YouTube. Loredana, cred că se numește Loredana Safta, are canal de YouTube, așa, o căutați dacă vă doriți să vedeți, are clipuri legate de machiaj, mi-e super dragă și mă bucur că am descoperit-o pe YouTube, că nu știam că este pur și simplu, dar ea a zis că mă urmărea și i-am trimis palețica cu cel mai mare drag astăzi la poștă, mâine ar trebui să fie la ea, să se bucure de ea, chiar și-o dorea și asta m-a uimit cel mai tare, era în wishlist-ul ei, palețica de la Ariana și mă bucur mult că ne-a unit așa universul cumva ca să-i trimit palețica, eu să-mi doresc să o vând, ea să-i dorească să o cumpere și mă gândesc să filmez un clip, Cosmina mi-a dat ideea cu ranking. Adică câte palete Natasha am eu în colecție, să le pun care pe locul 5, 4, 3, 2, 1 pentru mine și de ce. Și cred că o să fac lucrul ăsta pentru că mi se pare de folos, Natasha Denona fiind o companie nu chiar atât de accesibilă, mi se pare că ar fi de ajutor unor persoane care își doresc să testeze fartul ei și să vadă care, ce și cum paletă este și ce oferă și așa mai departe. Și am un plan lucrul ăsta, dar o să vedem pe viitor, acum mi-am desfăcut și păr. Uite aici mi s-a făcut roșcat. De la șatenul închis pe care îl bag eu aici sus, de exemplu, iar aici e părul meu, blond, uite așa, blondul ăla, cum vedeți, bine, mai ai și câteva fire albe, pentru că na, 31 de ani, dar să vedem acum cum o să crească părul meu, Doamne, deci n-am mai avut părul așa natural de mult, de mult, de mult timp, stare curioasă, e un proiect, după cum am zis, super important pentru mine, să vine când mă ține, dacă nu, mă vedeți imediat că revin la șatenul închis, deci nu-i bai, eu, da. Depinde cum ce toană am în ziua respectivă, dar bineînțeles că o să vă țin la curent. Să vedem cât mă ține nebunia asta de a-mi recrește părul natural. Ce-mi doresc să vă mai spun, un lucru super important pentru mine. Am 2 linkuri afiliate, dacă nu știți ce înseamnă asta, de exemplu, o companie, închei cu ea să am link afiliat și dacă voi dați click pe linkul ăla afiliat, care vă duce, de exemplu, Cult Beauty. Nu am cu Cult Beauty link afiliat, însă dau un exemplu. Cult Beauty puteți intra separat pe site-ul lor, să căutați pe Google Cult Beauty să cumpărați produse, însă dacă eu am link afiliat cu Cult Beauty și voi dați click pe linkul meu, vă duce tot pe site la Cult Beauty, însă din ce cumpărați o părticică, îmi dă mie o părticică din bănuții aceea, din profitul acela, pentru că am recomandat linkul meu cu ei. Nu am cu Cult Beauty, însă am cu Good Molecules, firma din America de skincare pe care îi iubesc, sunt oameni extraordinari și au produse extraordinare. De asemenea, mai am link cu o companie de bijuterii, a căror brățărică o port la mână, Happiness Boutique. Happiness Boutique este o companie de bijuterii și au mai multe lucruri pe site. Brățărica asta m-am spălat, cu ea am făcut duș, am spălat vase și arată ca de aur, arată la fel ca în prima zi. O să vă las de acum înainte, o să găsiți în descrierea mea aceste linkuri 2 afiliate, pentru Good Molecules și pentru Happiness Boutique. Dacă doriți să mă susțineți în proiectul ăsta, să mă ajutați ca să cresc un picus pe YouTube, ca să zic așa, puteți cumpăra de la aceste 2 companii prin linkul din descrierea mea, Happiness Boutique și Good Molecules, produse de skincare. Dacă nu, e total ok, puteți să căutați separat pe Google să cumpărați de la ei, nu mă deranjează absolut deloc, deci e pur și simplu alegerea voastră. Însă eu am zis să vă spun lucrul ăsta, că de acum încolo o să găsiți linkurile astea 2 afiliate în cutiuța cu descriere la mine, pentru că am încheiat un contract în ghilimele, să zic cu ei așa, și am link afiliat pentru Good Molecules și Happiness Boutique. Da, mama. Nu merge, vezi că trebuie să facem un pic de nani. Doar un pic. Nu vrei? Eu de cum vin la mine, deci tu? Nu fac nani, nu fac nani. Dar după aia când te-am pus în pat, încep să sfore. Încep să sfore așa, șoricelule. Un pic numai. Că după aia ne jucăm, avem timp destul. Nu vrei așa? Nu! Nu? Eu, Nati, vrea să numere oițele, ia uite-o. Vrei să numere oile? Numărăm oițele și ne băgăm la culcare. Oiță mică, au. S-a trezit Dominic, posibil și Nati în curând.
Deci am întuneric aici pentru că așa e afară, întuneric. Am profitat de timpul ăsta ca să editez un pic din vlog. Ce spuneam mai devreme de programare la spital, că vă amintiți, haideți să întoarcem un pic cu timpul înapoi. Am căutat în vloguri și am făcut print, am înregistrat momentul de atunci din noiembrie, anul trecut, și o să vă las să vedeți acum. Mi-a dat niște picături și un spray nazal să dau cu ele cu amândouă. Și mi-a zis că peste 3 luni îmi face programare să ne ducem acolo, să mă duc să bage camera, practic, la sinusuri, ca să vadă mai exact ce e, că a văzut că am mai venit și altă dată aici la spital și acum 2 ani tot pe problema asta. Și o să venim peste 3 luni la controlat la camera acolo. Deci da, după cum voi știți, întâmplarea de anul trecut, când am ajuns la urgență cu tahicardie, cu așa mai departe, din cauza sinusurilor care și acum sunt, m-au zis cum vorbesc ca un acordeon din ăla. Și acum m-a sunat de la spital săptămâna trecută. Eu nu știam de ce mă caută de la spital. Să-mi spună că îmi face programare pentru ENT unde trebuia să mă duc undeva în ianuarie anul ăsta. Dar a zis că își cere scuze, a apărut COVID, după aia și mă rog. Așa că săptămâna viitoare avem timp la timp, Doamne, programare la ENT, să băge cameră pe nas, să vadă care treaba cu sinusurile și, sincer, abia știu că a trecut o grămoadă de timp de atunci, dar sunt recunoscătoare că măcar acum au făcut timp să mă bage acolo printre programări și să mergem să vedem. Am vopsit-o pe mama, am niște amandine aici care sunt delicioase, au fost congelate la magazin cu proste românești, dacă mă întrebați, și abia acum a venit poșta cu mini-star de la Natasha. O deschidem imediat, dar până atunci să mănânc un pic din amandina asta, care arată prea bine, Doamne. Oh my God, delicioasă. Deci eu nu mai înțeleg, a ajuns mini-zendo prima și după aia mini-star. Mini-zendo a plecat ultima și mini-star prima. Cum? Cum? Deci nu înțeleg, nu mai înțeleg. Da, mini-zendo, uite, e... roz, așa, aurie. Mini-Zendo, ieși de aici. Cum, mă, că nu-mi explic, deci nu-mi explic. În fine, acum așteptăm mini-star, să înțeleg. Ia uite, da, mini-Zendo. Și asta cea că nu am un stoc și mi-a trimis după mini-star și eu nu mai înțeleg nimic. Mă bucur că e aici, ok. N-am mai avut răbdare și am sociuit-o. Uitați-vă un pic cât de frumoase sunt nuanțele. Uite aici la ring light. Asta deschisă cât de pigmentată e, s-a aplicat ca o nuanță cremă. Și apoi asta de aici metalică. Doamne, cât de frumoase sunt. Cred că am subestimat palețica asta rău de tot. Uite așa se văd în realitate. Fără lumina aia, wow, în față. Deci sunt superbe. Mini Zendo. Foarte, foarte drăguță. Zendo, Zen, think like a monk. Perfect. Deci sunt superbe nuanțele. Chiar și asta, piersicii despre care spuneau că e bea, că nu e nu știu ce. Super, super faine. Wow! Am venit și de la baie, m-am demachiat, sper că m-auziți bine. Trebuie să mă dau cu cremă și cu toate cele, am zis să pun telefonul acolo. O să-mi dau acum cu niște astea de la Pixi, FM. Dominic ascultă pe tabletă niște muzicuțe, sper că mă înțelegeți. Am pus un pic de glow tonic și îl bag așa în piele, e pielea curată, spălată. Apoi aplic niște beauty elixiri de la Caudalie, ăsta de aici. Îl amestec bine și aplic un pic, după care mă duc cu crema și cu un pic de ulei de marulă ca să-mi hidrateze totul bine. Miroase între mentă și lămâie undeva pe acolo, nu prea îmi place, nu știu cât mai recumpăr. Da, s-a dus destul de repede până aici și am aplicat de puține ori, deci nu știu ce să zic. Apoi o să vin cu crema asta hidratantă de la Honest Beauty. Cred că am să cumpăr mai multe produse de la Honest Beauty pentru că îmi place foarte mult, dar îmi place să o amestec cu un ulei pentru că ea are o textură ciudată, nu știu, puteți să vedeți. Hai mă, nu vrei? E prea puternică lumina de acolo.
Aia, uite, cam așa. Deci are o textură când dai pe piele și încep să masezi, se transformă în apă, pur și simplu. E ceva unic, eu n-am mai văzut așa, așa ceva până acum și aplic așa câteva puncte. După care vin cu uleiul de marula. Mai am un pic de la Dior, din el trebuie să recumpăr altul, dar sincer e foarte bun. Nu vă rost să dau mai mulți bani pe ala de la Drunk Elephant pentru că nu are rost. Merită și asta, e același lucru, deci no way. Acum, dacă era zi, normal, aplicam SPF-ul, ăsta de la Supergoop, m-am obișnuit să-l aplic, dar acum nu o să mai aplic nimic, ci pe corp. O să aplic spray-ul ăsta de la Rituals, care îmi place foarte mult. Miroase super drăguț a cireșe, a, nu pot să explic, e Sakura, cred, Ritual of Sakura, Celebrate Each Day as a New Beginning, da. Asta e de pe Asos, l-am comandat, Look Fantastic nu are spray-ul ăsta, din păcate. Acolo, o să aplic pe buze balsamul de la Burt's Bees. Da, mama, imediat termină, mami. După care o să mă duc la copii în pat pentru că mă strigă după cum vedeți. Cam asta este ritualul meu de seară. Acum, altă dată se întâmplă să mai aplic crema asta pe care nu prea mai am de la Drunk Elephant, trebuie să o recumpăr cu retinol, ceva îi zice. A, pasionii retinol, nu mai țin minte. E super, super bună și se întâmplă să mai mixez. Am aplicat acum zilele astea crema de la CeraVe, dar după cum am zis, nu prea mă impresionează, așa că rămân cu celelalte, să văd ce să cumpăr după aia. La tabletă sunt ceva de semne de recunoștință. Se mulțumesc lui mama, lui Ola, lui Ola. Super. Thank you, thank you. Am vrut să închei vlogul acum, pentru că după aia mă duc la poveste citită, la rugăciuni spuse, la momentul nostru, așa, doar noi. Și nu mai am timp să mai închei vlogul, așa că am zis că o fac acum. Cei de la Good Molecule s-au anunțat acum pe Instagram că or să aibă reduceri de Black Friday. Mie mi se pare o ofertă super. Și cred că o să comand și eu. Primesc PR de la ei, dar nu mereu. Acum, de exemplu, n-am mai trimis nimic în PR, probabil că o să urmeze, habar nu am, dar momentan nu. Și mi-aș dori mai multe produse de la ei să le testez, că nu le-am testat pe toate. Însă tot ce am testat până acum mi-a plăcut enorm de mult. Și chiar mi se pare că Good Molecule sunt un brand care au produse destul de rezonabile, de super ieftine și accesibile, dar au produse de calitate. Așa că dacă vă doriți să aruncați un ochi pe site-ul Good Molecule, găsiți link în cutița cu descriere, link afiliat mă refer, prin care dacă cumpărați, eu primesc un mic comision de la acea tranzacție, ca să zic așa. De asta fiind zis, eu sunt închei clipulețul de astăzi. Au fost niște vești destul de mari pentru mine și sunt fericită din punctul ăsta de vedere. Și vă mulțumesc încă o dată dacă alegeți să cumpărați prin aceste două linkuri de la mine, ca să mă ajutați în ghilimele să ridicăm canalul de YouTube. Dacă nu, este total ok și vă iubesc în același mod după cum am zis. O să închei deci clipulețul de astăzi pentru că sunt super obosită, cred că e 8:30 ceasul, dar abia așa să mă bag la culcare după rugăciune, după meditație, după toate cele ca să-mi relaxez creierul. Mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de noi, mulțumesc că ne urmăriți, Domnul să vă binecuvânteze și o să ne vedem cu bine în clipulețul următor. Mulți pupici din partea noastră a tuturor, pa, pa!